place absolut tot ce e aici. Natură, aer curat, animale, tot, absolut tot. La București mă simt uneori singură și pur și simplu se simte foarte mult lipsa acestui loc. Adică aerul se simte diferit, libertatea e... nu e libertate. Priveliștea totul e ocupat de blocuri, parcă nu mai e niciun pic de natură acolo. Absolut niciun pic. Uneori mai vezi câte un petic de iarbă, rest nimic. Și cred că amândoi suntem la fel de bine adaptați aici, pentru că amândoi am stat de când eram mici în zona asta și cred că ne-am obișnuit foarte mult aici și a devenit ca o a doua casă pentru noi. Mă cațăr foarte bine în copaci, numai că uneori când rămân fără inspirație despre cum aș putea să mă dau jos, încerc să găsesc un loc în care nu sunt pietre sau lemne sau ceva de genul ăsta și mă arunc direct, fără frică. Întotdeauna când plec, sunt echipată, pregătită, zbur pe câmpuri, alerg. Aș putea spune că tati face mai bine mâncare pe domeniul de fel principal, iar mami se ocupă foarte, foarte bine cu deserturile, le face foarte gustoase, foarte frumos colorate, geniale. Iar tati cu mâncarea se descurcă foarte bine, aranjează frumos farfuriile, un echilibru perfect. Eram colegă de muncă și prietenă foarte bună cu sora lui cea mare și am câștigat o excursie la munte. Seara, nu era messengerul, era Mircu pe vremea aceea, vorbeam cu el și zicea: când vă întoarceți, veniți la o cafea în centru, stai să vorbesc cu sora ta, vedem. Până la urmă am convins-o, ne-am întâlnit în centru la Romană. Iar el, uitându-se spre mine, zice: ce mi-ai adus bun? Zic: cu un pupic. Zice: bine, bine, dar altceva? M-am uitat la ghetele mele care erau pline cu noroi și am zis că am prea mult să-i ofer și lui și l-am călcat, călcat pe picioare. Ce pene și frumoși aveam, și curați și noi. Și s-a uitat șocat la mine și a zis... Și de atunci a început... Cum se numește asta? Relația noastră. Calvar. Povestesc tuturor turiștilor că aici locul este magic și gătesc cu drag și inspirație. Inspirația sunt eu. Da.
Uite ce viteză au nori. Da, pe asta v-am să zic. Se mișcă foarte. Și uite până acolo unde am anunțat noi Smee cu Joe. Ce dure, ce e! Secretul ospitalității este extrem, extrem de simplu. Este să vrei și să-ți placă. Nu vrei și nu-ți place, nu te bagi. Mai există o virgulă care se numește să știi, dar se aplică doar dacă vrei și îți place. Altfel,